Bine v-am regăsit. Astăzi am ajuns în Iași cu bateria 20%. Din păcate, stațiile care încărcam la ele, la Kaufland și la Penny, cele de 50 de kW, le-am găsit defecte. Și aici la Lidl e o altă variantă pe care am găsit-o, fiind aproape de unde aveam eu nevoie să ajung. Am găsit un e-Golf, am așteptat după el jumătate de oră și am pus-o la încărcat și eu. După cum vedeți, într-o oră și 2 minute am încărcat 47 de kW. Mai am 15 minute până la 100%, nu o să stau până la 100%, undeva la 95-96% o să o opresc. Da, între timp cea demo nu este funcțional, deci nu pot să încarci în paralel, din păcate. Se poate încărca pe 22 de kW, care de fapt nu e 22 de kW, undeva la 7, 8, 10 kW. Am încercat eu să încarc atâta timp cât era e-Golf-ul cu CCS-ul, am pus eu pe AC, dar cred că în jumătate de oră am încărcat câțiva kW, 2, 3 kW, ceva de gen. Da, deja e cineva care așteaptă un Leaf. Ia să vedem. Și mașina ne arată că mai avem 10 minute de încărcat. Ia să vedem. Și mod online 94%. Da, am pierdut o oră, într-adevăr, dar bateria fiind foarte descărcată, 21%, a trebuit să aștept. Mai devreme, deci până la 80 ceva la sută am încărcat cu 300 km pe oră, acum, după cum vedeți, a scăzut la 186 km pe oră, 183 și tot mai scade. Cu cât se încarcă mai mult bateria și ajunge la 100%, cu atât scade clar încărcarea. Hai să vă mai arăt un pic și pe afară mașina. Și aici este Leaf-ul care așteaptă. Da, nu ai niciun restaurant, din câte am înțeles, pe aici pe aproape, tot că se vede ceva aici. Și eu închinezesc la o stație de autobuz aproape de Lidl. În rest, încă este vreme bună, se poate sta afară. Gata, merg să o deconectez. Mai mult ca sigur este aproape gata și nu mai stau să mai aștepte. Uite, deja suntem la 95%. Să-i dăm un stop. Ne ajunge. Deconectăm. Gata, mulțumesc pentru vizionare.